La începutul săptămânii viitoare am putea avea un candidat la funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Andran Candu la finalul întrevederii cu șefii formațiunilor din Parlament. Liberal Democrații au refuzat invitația. Ideea unui guvern independent politic nu este agreată de liberali. Liderul Pele Mihai Gimpo acuză Liberal Democrații că aruncă țara în haos prin refuzul de a vota un guvern pro-european. Liberal Democrații au refuzat invitația președintelui Parlamentului și acuză pe democrați că au declanșat criza politică. În timp ce partidele pro-europene continuă războiul politic, Partidul Comuniștilor este de acord cu orice guvern, nu mai să existe stabilitate politică. Socialiștii nici nu mai vor să audă denumirea unui nou guvern și insistă pe alegeri parlamentare anticipate. PSRM a pregătit și un proiect de care stabilește data scrutinului pe 20 martie. Potrivit legislației, dacă guvernul nu va fi investit până la sfârșitul lunii ianuarie, Parlamentul este dizolvat și sunt organizate alegeri parlamentare anticipate.